Începând de astăzi până vineri la ora 21, județul Mehedinți se află sub avertizare meteorologică de cod portocaliu, ce vizează ploi abundente. De asemenea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben pentru râurile Drincea, Desnățui, Motru și afluenții mici ai Dunării, valabilă până sâmbătă 29 mai la ora 24, iar începând cu ora 17, bazinul superior al râului Motru se va afla sub avertizare hidrologică cod portocaliu, valabilă până sâmbătă. Până mâine seară, la ora 21, județul nostru se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează ploi abundente. Totodată, până sâmbătă dimineața, la ora 10, județul se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Până sâmbătă, la ora 24, râurile Drincea, Desnățui, Motru și afluenții mici ai Dunării se află sub atenționare hidrologică cod galben, iar bazinul superior al râului Motru se află sub avertizare hidrologică cod portocaliu. Recomandăm cetățenilor să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. Totodată facem apel la aceștia ca în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă să nu încerce traversarea râurilor și să nu se apropie de malurile acestora. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care să le asigure protecție.